Bun găsit la buletinul știrilor de la Făgăraș, sunt Ione la Onițiu. Recenzorii făgărășeni au ieșit astăzi pe teren. Toată lumea este obligată să răspundă întrebărilor din chestionare. Cine refuză poate primi o amendă de până la 5.000 de lei. Dacă aveți vreo suspiciune cu privire la persoana care vă pășește în casă, puteți să-i verificați calitatea cu un telefon la primărie sau la numărul verde ce funcționează la nivel național. Timp de 12 zile de astăzi și până pe 31 octombrie, toți locuitorii Făgărașului ar trebui să primească acasă vizita unui recenzor. Și pentru a nu intra oricine pe ușă, persoanele desemnate trebuie să dețină o legitimație, mapă și geanta specială de culoare albastră. Dacă aveți suspiciuni cu privire la cel care se prezintă locuință, puteți să verificați calitatea sa de recenzor la primărie sau la telefonul verde 021-9201, pus la dispoziție la nivel național. Bună ziua, Maria Bulama, numesc recenzor la Făgăraș. Bine v-am găsit. Bine ați venit. Durata media interviului este de 40 de minute. Chestionarele sunt de mai multe tipuri, cu întrebări adresate persoanelor și cele referitoare la locuințe și gospodării. Metoda de colectare a datelor este cea tradițională prin interviuri directe. Câte gospodării? Una aveți. Numai una, da? Numai una. Numărul persoanelor din gospodării? Două. Există însă și patru întrebări la care oricine poate refuza să răspundă fără penalități. Acestea sunt legate de etnie, de limba maternă, de religie și dizabilitățile pe care le aveți. Copii. Copiii sunt plecați, fiecare are casa lui. Ce fel de cetățeni sunt? Cetățeni canadieni, cetățeni austrieci. Deci nu mai sunt români niciunul. Canadienii au dublă cetățenie, română și canadiană. Deci fiul nostru are cetățenie dublă. Deci pe... Canada acceptă, da. Acceptă, deci pe fiul trecem și pe el, pe cetățean român. Da, bine. Persoanele care lipsesc temporar de la domiciliu pe durata recensământului vor fi înregistrate pe baza informațiilor furnizate de rudele, vecinii sau funcționarii de la primăria de care aparțin. Cine nu primește vizita unui recenzor poate completa chestionarele la primărie unde funcționează comisii speciale. Liberalii mai bifează un punct din programul destinat campaniei electorale. După ce la Făgăraș s-a asfaltat în forță și s-au amenajat parcări, iar mai nou s-a deschis pe promenadă șantierul unui parc de joacă, acum cei de la județ s-au mobilizat să ducă pensionarii în excursii la mănăstirea de la Sâmbăta. Bineînțeles că din strategie nu va lipsi seria petrecerilor cu mese pentru persoanele de vârsta a treia. Să ne cunoaștem mai bine este intenția Consiliului Județean, care vrea să întărească relația cu pensionarii. Mai marii de la județ s-au gândit că pot consolida legătura cu vârstnicii dacă le oferă excursii gratuite la mănăstirea de la Sâmbăta. Sătui de artificiile electorale din gura multor pensionari făgărășeni iese un singur cuvânt: propagandă. Propagandă electorală. Partiile astea care s-au văzut puterea. Înainte de fiecare campanie se cam fac niște lucruri și pentru vârstnici, și pentru oraș, și pentru orice. E normal să se facă mereu, nu? Odată ce omul și-a pus toată încrederea și te-a ales, însemnează că are o speranță înspre mai bine, nu? Nu numai din 4-4 ani. Numai că la noi așa se obișnuiește, și la țară, și la oraș, și la... Fiecare vrea să facă impresie ca să fie ales din nou. Nu prea e corectă, dar n-avem ceva. Noi suntem mici. Ce putem face? Liderii de la județ s-au mobilizat și au aruncat deja pe piață programul intitulat Să ne cunoaștem mai bine, ce presupune apropierea dintre vârstnici și Consiliul Județean Brașov, excursii oferite gratuit la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, organizate la sfârșit de săptămână. Politica din România, oare numai pe probleme de sacoșe și de plimbări electorale se poate miza? De exemplu, banii ăștia la Consiliul Județean, care sunt bani care alocați pentru aceste excursii. De unde este? Din buzunarul domnului Căncescu, din buzunarul Mânduc, din buzunarul peneliștii de la Făgăraș, sunt tot banii noștri. Este deja o activitate specifică colegilor liberali, începând cu Consiliul Județean, dacă este și de către ei organizată. Îi plimbă pe pensionari, urmează să le dea mesele de rigoare, ei și-au început campania electorală,
Nu știm cât, de fapt este total nelegal, dar deja v-am spus, de 8 ani de zile cam acest lucru îl fac înainte de fiecare alegeri. Liberalii sunt decisi să câștige alegerile la Făgăraș și în județ, așa că au un singur țel acum. După mare asfaltare, cucerirea electoratului cu startul la distracție. Celelalte partide politice susțin că liberalii sunt foarte grăbiți să-i atragă pe vârst nici de partea lor, deoarece plimbările cu autocarul încep peste 2 zile. Consumatorii făgărășeni plătesc același preț pentru gigacalorie, tariful de 252,57 de lei. Sumă ce include TVA-ul se aplică și de la 1 noiembrie. Cel puțin așa a decis legislativul, care a aprobat astăzi prețul local de facturare a energiei termice către populație. Aleșii Făgărașului spun că varianta pe care o aplică este avantajoasă pentru abonații ecoterm, deoarece prețul nu poate fi modificat de guvern, decât în cazul în care se scumpește gazul. Consilierii locali s-au întâlnit astăzi în ședința extraordinară pentru a stabili cât plătesc făgărășenii racordați la sistemul centralizat pentru 1 gigacalorie. Pe masa de lucru, aleșii au avut 2 variante. Prima, în care consumatorul beneficiază la plată de o subvenție acordată în funcție de salariul său lunar. În varianta întâia, în care se dă un anumit procent în funcție de venit, statul asigură la cei cu venituri mari o subvenție procentual mai mare, iar primăria o subvenție procentual mai mică, dar aici, odată cu modificările, știu eu, de preț ale gigacaloriei și așa mai departe, care pot apărea în decursul unui an, poate fi influențat prețul plătit de cetățean. Și atunci sigur că se va simți la buzunarul cetățeanului. Cea de-a doua variantă a fost și cea aprobată de consilierii locali. Aceasta stabilește un preț local fix al gigacaloriei de 252,57 de lei, sumă ce include TVA-ul. Diferența de 28 de lei până la prețul stabilit de ANRSC este suportată de la bugetul local. Varianta a doua, varianta în care am aprobat-o noi consilierii locali, se menține prețul gigacaloriei constant, se compensează așa cum s-a spus de fapt, dar nu mai poate să influențeze, chiar dacă se scumpește, nu mai poate influența asupra buzunarului cetățeanului. Aici nu se poate interveni decât dacă crește prețul gazului metan. Ori în această chestiune, noi consiliul local nu avem practic niciun fel de posibilitate de a interveni. Am considerat că e mai bună această subvenționare pentru că avem prețul gigacaloriei fix și în limitele posibilităților bugetul local va acoperi sumele care vor rezulta din diferențe. Conform deciziei de astăzi, făgărășenii plătesc de la începutul lunii viitoare pentru 1 gigacalorie suma de 252,57 de lei. Costul este de fapt același cu cel aplicat până în prezent. Ultima modificare de preț operată la Făgăraș a fost în luna aprilie a acestui an, când gigacaloria a crescut cu 64,65 de lei. Sunt tânăr, vreau o șansă este motoul sub care s-a desfășurat astăzi seminarul adresat elevilor din liceele făgărășene la Centrul de Informare Europe Direct. În cadrul acestuia au fost prezentate oportunități de studiu și mobilitate ale tinerilor, dar și realizarea unui CV Europass. Liceenii făgărășeni și-au expus astăzi în cadrul unui seminar organizat la Centrul Europe Direct gândurile lor cu privire la modul în care cred că îi poate ajuta Uniunea Europeană, astfel încât ei să evolueze ca cetățeni europeni. Tinerii și-au prezentat punctele de vedere cu privire la programele de studiu sau serviciile oferite de către Comunitatea Europeană prin scurte eseuri. Ceea ce vrem să le spunem tinerilor despre Uniunea Europeană, despre ceea ce face rețeaua noastră Europe Direct și sigur sunt foarte multe lucruri noi pentru ei, sperăm noi să le fie și de folos. Lectorii prezenți au oferit tinerilor informații cu privire la oportunitățile de a învăța în străinătate, dar și în găsirea unui job tot peste hotarele țării noastre. Totodată s-au prezentat pașii întocmirii unui CV Europass. O să vă prezint câteva date despre programul Tineret în Mișcare, care face parte din strategia Europa 2020. Pentru a participa la programele Uniunii Europene de mobilitate, de formare profesională, va trebui să știți să vă faceți un CV, un CV Europass. E un portofoliu de documente pe care îl accesez direct de pe site-ul europass.ro. Se referă la un CV în format Europass, se referă la un pașaport lingvistic, un supliment la certificatul profesional
suplimentul la diplomă și documentul de mobilitate EuroPass. Acestea sunt cele 5 pe care, pe scurt, le voi prezenta copiilor. La eveniment au participat reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean și ai Camerei de Comerț și Industrie Brașov. Ediția zilei cu principalele informații locale se încheie aici. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție, să aveți o seară cât mai plăcută. La revedere!